Salut, salut, băieți, dați like și subscribe. Salut, băieți, și bine v-am găsit în acest nou episod de Storyline și azi am revenit cu un nou video de Stumber Guys, deoarece astăzi v-am pregătit ceva special în legătură cu noul update 0.62. Dar eu zic să nu mai stăm la discuții și direct să dăm drumul cu video cu acest leneș. Bun, și uitați-ne în primul match pe Super Water Park. Hai să vedem, mamă, brother, deja cu un content creator, cu care pronume, oh my god, care erau șansele, pur și simplu. Hai să dăm mingea ce să-l întrecem, bro. Să-l întrecem. Și da, acesta s-ar putea să fie printre ultimele clipuri cu Stumber Guys. Da, știu că s-ar putea să vă pară la unii rău, dar sincer, cred că mă voi axa din nou pe jocurile de la Supercell, deoarece acelea mi-au adus, sincer, cel mai mare avantaj în creșterea canalului. Da, trebuie să recunosc că și Stumber Guys, dar sincer, cei de la Supercell probabil îmi vor aduce mai multe beneficii pentru canalul meu de YouTube și bineînțeles niște reward-uri pentru mine personal. Deci o să stau bine să mă gândesc la chestia asta și poate vom adăuga înapoi și Brawl Stars, Clash of Clans și bineînțeles jocurile celor de la Supercell înapoi pe acest canal și Stumber Guys pe un alt tur, dar voi vedea pe parcursul timpului și vă voi anunța bineînțeles și pe voi. Bun, haideți să vedem și bine. Deci clipul acesta este realizat pentru a vă spune de noile boxuri care vor veni în noul update 0.62 de Crăciun. Pentru că da, noul update va veni și de Crăciun. Și aceea vom avea acest box care vă las pe ecran împreună cu acest talent care seamănă perfect identic. Bun, și uitați-ne cel de-al doilea meci pe mapa Block Dash. Haideți să vedem ce performanță vom reuși să facem. Și da, după cum bine v-am spus, aceste două boxuri, bineînțeles, Stumble Pass-ul care vi l-am prezentat în episodul anterior. Dacă nu l-ați văzut, o să vă las link în descriere să mergeți să-l vedeți neapărat și pe acela, deoarece este bro next level nou Stumble Pass. Și bineînțeles, avem și alte reward-uri, dar acele le păstrez pentru mai târziu, pentru probabile episoduri viitoare. Bun, haideți să sărim aici, dăm emote foarte frumos acolo. Și să vă spun și o mică chestie, chiar dacă voi reveni cu un episod special pentru această categorie de content creator la Brawl Stars pentru Tier 2, dar sincer aș vrea acolo, deoarece aș vrea să fac și eu rost ca ceilalți content creator de merch-uri oficiale. Pentru că Stumber Guys, de când mă joc eu, de când s-a lansat, nu am primit aproape nimic, sincer, chiar puteau să-mi ofere măcar câteva beneficii în legătură cu această chestie. Dar asta nu este o problemă, pentru că oricum vă voi ține la curent și bineînțeles cu acest subiect. Pentru că, sincer, cred că va fi foarte controversat pe canalul meu, spunându-mi că să nu mă las, bro, de Stumber Guys, deoarece Stumber Guys te-a adus până aici și toate acestea. Da, bro, v-am spus, recunosc că Stumber Guys m-a adus până în acest stadiu, dar pur și simplu vreau să mă joc și înapoi Brawl Stars, jocul principal care a fost pe acest canal înainte de a adăuga Stumber Guys-ul și bineînțeles cu serii chiar speciale, deoarece vor fi puși și multe, multe altele. Deci rămâneți pe fază dacă vreți să aflați și voi despre ce este vorba. Bun, haideți să vedem aici dacă ne iese bug-ul. Bine, bro! Bine, 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 bine. Aici nu-i bine. Bro, hai mă! Mi-a ieșit și mie. Și, doamne, bro, Stumble Guys. Stumble Guys, bro, Stumble Guys. Uite-l o leacă. Oh my god. Oh my god, bro, oh my god. Vreau acum să meargă iar bug-ul ăla. Acolo se pare că e zid invizibil și nu merge absolut deloc să mă soi. Da. Nu știu ce șansă mai este să ne calificăm, dar hai să mai încercăm o dată. Bun, bro, bine, 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 bine. E bine, e bine, 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 bine. No, 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 no. Hai înapoi. Bun. Double jump. Și ne calificăm. Deci vedem în cel de al ultimea meci, presupun, o să ne jucăm, bineînțeles, pentru că asta este chestia principală în care am realizat acest video și bineînțeles, da, să vă spun și din chestia asta și multe alte chestii ce vor urma, planuri pe care le am pentru anul 2024, pentru că da,
Am început să lucrez deja și la lista cerințelor care vreau să le ating în 2024 și bineînțeles și pe categoria jocurilor, ce beneficii vor să-mi aducă ele și mai multe, bineînțeles, evenimente speciale care se vor desfășura în real life, dar chestiile astea le vom vorbi pe parcursul sau chiar la sfârșitul acestui an în luna decembrie, deci rămâneți pe fază dacă vreți să aflați și voi chestii în detalii. Bun, hai să vedem și ne calificăm, bineînțeles, primii, ce să vezi? Bun, și revenim să ne pe Honey Drop. Hai să începem performanța mare și să facem, pentru că asta este cel mai important. Și băieți, țin să reiau subiectul cu noul box care va veni pe Stumble Guys, deoarece acesta conține toate skin-urile, adică fragmente mai exact cu noile skin-uri de Crăciun din anul 2024. Dacă vreți să le obțineți și voi, aceste boxuri cel mai probabil să coste 70 de gemuri și bineînțeles va include și un emote complet uncommon și nu special, deoarece cel special va fi disponibil doar și doar la Stumble Pass cu costul de 1700 de gemuri. Și chiar sper că și voi îl veți achiziționa, deoarece, bro, este un Stumble Pass chiar foarte drăguț, bro. Luând în considerare ultimele Stumble Pass-uri ce au fost, da, trebuie să recunoaștem că și acele au fost frumoase, dar zic că și acesta cu tematică de Crăciun va fi unul next level, bro, și sincer, abia aștept să le deblochez și eu. Da, băiți, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe și ne revedem mâine cu un alt video special de Brawl Stars. Pa, pa!